Mă bucur să fim iarăși împreună. Vom continua să studiem din istoria lui Iosua și astăzi vom studia cum a fost cucerit Ierihonul. Suntem la lecția numărul 4, biruința la Ierihon. Lecția de astăzi o petrecem împreună cu Vadim. Te salut, Vadim. Te salut și eu. Evrei 11 cu 30. Prin credință au căzut zidurile Ierihonului după ce au fost ocolite 7 zile. Vom vedea cu ce instrumente au putut ei ca să dărâme zidurile puternicele ale Ierihonului. O întâlnire impresionantă, punctul 1. Întrebarea A. În timp ce Iosua era lângă Ierihon, meditând și rugându-se, pe cine a văzut și ce întrebare i-a adresat? A văzut un om. Nu era ușor lui Iosua să meargă înainte, da? Da, era deja la... În fața lui avea o cetate foarte întărită și mersese ca să ceară de la Dumnezeu înțelepciune, ca să știe cum să procedeze, ca să nu greșească, să primească instrucțiuni. Și apoi versetul biblic spune că ridicând ochii, a observat că sta un om în fața lui și nu era pur și simplu un om, ci era un om cu o sabie scoasă din teacă, deci înaintea lui. Întrebarea care i-a adresat Iosua se vede că era un bărbat viteaz. Pentru că nu s-a înfricoșat, pentru că când vezi că cineva stă cu sabia, cred că prima mea reacție ar fi fost să fiu în locul lui ca să scos și eu sabia, da, din teacă. Sau să încerc să fug. Sau să fug, din două. Dar el... fiind plin de curaj, îi pune întrebarea. Ești dintre ei noștri sau dintre vrăjmașii noștri? Întrebarea aceasta el a pusă pentru că el își dădea seama că este cineva deosebit, că parcă nu era nici de a lui, dar nici dintre vrăjmași. Da, înfățișarea spune notă că nu părea să fie un vrăjmaș, pentru că înfățișarea feței, felul cum el s-a... Deci nu l-a atacat pe din spate sau altcumva, arăta că nu e vrăjmaș. Cine era luptătorul de statură impunătoare și prestanță care s-a așezat în fața lui Iosua? Și ce instrucțiuni au fost date? Interesant răspunsul care îl primește de la acest om care stă în față, care întreabă cine ești. Primul cuvânt care îl spune, nu! Ce auzi când ești nu? Că întrebarea fusese, ești dintre ei noștri? Nu. Ești dintre vrăjmași? Nu. Atunci cine ești? A treia variantă care este? Da. Și răspunsul vine că sunt căpetenia oștirii Domnului. Și acum am venit în fața ta. Într-adevăr, acest om cu sabia în notă ne se spune că nu era un înger oșicare, ce era însuși Domnul Iisus Hristos, care era în mod invizibil cu ei tot timpul acestei călătorii, acum își luase chipul de un om și venise ca să-i dea instrucțiuni acestui bărbat care era pus ca căpetenie a lui Israel. Și interesant e că instrucțiunea care fusese dată prima lui, așa cum treabă noata, deci pe Iosua îl interesa cum să cucerească Ierihonul. Și îl primește instrucțiunea, scoateți încălzăminte din picioare, că și locul unde stai este sfânt. De adevăr, pe Iosua îl interesa altceva. El primește instrucțiunea cu privire la felul său, cum trebuie să ne comportăm în fața celui care este sfânt înaintea Domnului Iisus Hristos. Da, într-adevăr, aceasta a fost și ca o încurajare pentru Iosua, că sta liniștit. Noi suntem cu tine, căpetenia oștirii cerului este cu tine și totul va fi bine. Timpul s-a sfârșit. Parcă trebuia să se înceapă, dar aici ne spune că s-a sfârșit. Ce ni se spune despre Ierihon și de ce erau ținute închise porțile lui? Ce asigurare a dat Dumnezeu lui Iosua? Într-adevăr, Ierihonul era o cetate foarte întărită, cu ziduri înalte, cu porți fericate. Și dacă ne aducem aminte care am petrecut lecțiile precedente, ne se spunea că aceste porți ziua erau
deschise și noaptea erau încuiate de teamă ca cineva vrăjmaș să nu intre și să-și îndeplinească planul de nimicire acestui oraș. Acum deja, când poporul Israel trecuse de partea aceasta a râului, era în preajma Ierihonului, porțile erau închise deja 24 de ore în zi. Deci nimeni nu ieșea, nimeni nu intra, deci ei erau cu ochii de pe ziduri ca să vadă ce urmează să fie cu acest popor care s-a tăbărât în jurul acestui oraș. Pe de o parte, parcă erau siguri că cetatea era destul de întărită, dar pe de altă parte, totuși aveau o frică față de Israel. Într-adevăr, acest om cu sabia, care deja am cunoscut că era însuși Domnul Iisus Hristos, îi dăduse instrucțiuni cu privire, sau îl asigurase deja pe Iosua că măcar că zidurile sunt înalte, măcar că porțile sunt închise și deja nu poate intra nici unul, nu că doi oameni, așa cum au intrat cei doi oameni mai înainte ca să vadă cum stau lucrurile în această cetate. Totuși, de data aceasta, nici aceasta o posibilitate nu era de a intra măcar cineva. Și atunci Domnul îl asigură și îi spune că nu te teme, căci în mâinile tale vor fi date Ierihonul și nu numai cetatea, ci și împărații lui și pe toți vitejii care stau partea cealaltă de zid. Explicați instrucțiunile date de Dumnezeu prin Iosua pentru dărâmarea cetății și în ce mod disciplina în unitate le-a mărit tuturor credința. Aici să facem așa unele precizii care și cum au urmat. Deci acum ni se spun că sunt niște instrucțiuni concrete cu privire la luarea acestui oraș întărit. Și deja îi spune lui Iosua cum trebuie să meargă toate lucrurile, cine trebuie să meargă înainte, cine trebuie să meargă în urmă, ce trebuie să-și ia cu ei. Deci erau înainte la toți mergeau cei mai viteji bărbați de război al lui Israel, după el urmau 7 bărbați cu trâmbițe și în urma lor mergea bărbații care duceau chivotul și apoi fiecare seminție sub steagul lui, în mod liniștit, fără să scoate zgomote. Se spunea că doar se auzea mersul sau pașii lor, nimic altceva, niciun zgomot nu se auzea. Și aceasta era rânduiala care trebuiau să meargă 6 zile la rând, în fiecare zi să facă doar un singur înconjur asupra acestui cetăți. Și ni se spune că nu se făcea cândva după masă, ci dizi de dimineață se scula Iosua, după el, în aceeași ordine, toți mergeau și înconjurau cetatea aceasta. Într-adevăr, din notă ni se spune despre disciplina care a mărit credința acestui popor, este că să fi fost din prima dată, să fi făcut doar o rotație și să căzut zidurile, cred că majoritatea era să se gândească orice s-a întâmplat. Mulți nici nu ar fi... De multe ori se întâmplă lucrurile în viața noastră, nici n-am înțeles, dar ce s-a întâmplat. Fără să îți dai seama de lucrurile care s-au întâmplat. Totuși, ca să fie, să nu se încreadă în ei izraeliții, că prin puterea lor, că s-au speriat de ei, că însuși din spaima lor, cei dinăuntru au dărâmat zidurile sau altceva, ca să nu fie asumată cuiva unui om, această asaltare sau luare acestui oraș, era nevoie ca însuși poporul să-și dea seama cum stau lucrurile. Că parcă nimic deosebit nu se petrece, că era ceva obișnuit în luarea unei cetăți întărite, în facerea unui plan de război, de atac, care să aibă succes, care până acum a avut loc. Totuși nimic din aceasta nu era.
Ei trebuiau să-și dea seama că, într-adevăr, nimic nu depinde de ei. Să-și mărească credința că dacă se va întâmpla ceva, asta va fi doar prin puterea lui Dumnezeu. Da. O manifestare misterioasă. Următorul punct. Ce a făcut Israel în decursul primilor 6 zile din perioada de înconjurare a Ierihonului și cum a reacționat cetatea la acest spectacol misterios? 5 de 6 zile în fiecare zi, ce făceau ei? Tu practic ai răspuns? Într-adevăr, nu au pus la îndoială acești bărbați această instrucțiune dată de Iosua lor. Zic, nu are rost să facem aceasta. Au făcut o zi, a doua, a treia. Da, a treia, a patra, ajunge că nu se întâmplă nimic. Deci ei în continuat, în fiecare zi, așa cum a fost în prima zi, toți în aceeași ordine au îndeplinit instrucțiunea dată de Iosua, pentru că Iosua nu le-a spus că trebuie 6 zile să umblăm și a 7-a zi trebuie așa, cum i-a explicat lui de către Dumnezeu. Iosua i-a spus că trebuie să mergem și să îndeplinim aceasta. Deci ei toți au îndeplinit fără niciun murmur această instrucțiune dată lor de către Iosua. Și într-adevăr, deci aici erau două părți. Erau izraeliții și erau cei din cetate. Cum a reacționat cetatea la acest spectacol misterios? Cu uimire. Alarmați, veghetori, ca să-și dea bine seama ce se întâmplă. Deci, într-adevăr, când prima zi vezi ceva, un lucru extraordinar, te alarmezi, te înfricoșezi, orice se întâmplă aceasta. Urma aceasta în fiecare zi, s-au mai liniștit, ei au văzut că armele lor sunt mult mai puternice, zidurile rămân tot așa întărite și, cum spune aici, mulți au ridiculizat. Deci au luat în râs acest convoi care mergea și înconjura cetatea. Deci spune că erau între ei care se îngrozeau când vedeau aceste lucruri. Deci reacția nu a fost egală la toți, pentru că cum și oamenii sunt diferiți. Unii luau un râs, alții se îngrozeau de aceste lucruri. Totuși mai mulți erau cei care ridicolizau acest lucru. Și următoarea întrebare, punctul culminant al acestei istorii cu Ierihonul, ce s-a întâmplat în ziua a 7-a? În ziua 7-a s-a întâmplat acea minune pe care mulți încearcă să o explice, că din cauza că poporul a strigat, că din cauza că sunetele au, trâmbițele au sunat și acest sunet și zgomot au, nu au putut rezista aceste pietre întărite, zidite și au căzut. Totuși, într-adevăr, totul s-a întâmplat datorită puterii lui Dumnezeu, datorită că poporul a îndeplinit exact instrucțiunile date de Dumnezeu. Au înconjurat de 7 ori aceste ziduri, a 7-a oară când preoții au sunat din trâmbiță, poporul a strigat cu glas tare și atunci, după cum îi spusese deja înainte Domnul, s-a îndeplinit cuvântul Domnului exact cum îi spusese lui Iosua. Deci s-a prăbușit aceste ziduri înalte. Biblia ne spune, Apostol Pavel, că prin credință au căzut zidurile Ierihonului. Spune, cât de ușor au dărâmat armatele cerului zidurile care păruseră atât de formidabile. Nu oamenii au dărâmat, dar au venit cineva cu o putere mai mare decât a omului și foarte ușor, pur și simplu, le-a dărâmat. Aceasta încă o dată arată că cât de mult nu s-ar păzi omul, cât de mult nu s-ar strădui omul ca să fugă de Dumnezeu, este imposibil, pentru că Dumnezeu are putere care omul nu și-o poate imagina. Sentința extremă și motivul ei. Ce a poruncit Dumnezeu cu privire la Ierihon, locuitorii și bunurile lui? Și cum s-a împlinit blestemul lui Iosua din Iosua 6:26? Deci au mai fost și alte instrucțiuni date de Dumnezeu cu privire la ce trebuie să facă
izraeliții cu privire la toate acele bunuri sau pradă de război, cum numim noi așa. Tot ce era în această cetate era socotit nimicirii. Însă cetatea și toate bunurile care sunt acolo, ce putea fi ars, trebuia ars și nimicit. Ceea ce nu ardea, din care erau aurul, argintul, fierul, toate acestea trebuiau închinate Domnului. Și însuși, aceasta nu era pentru această zi de biruință, pedeapsa acestei cetăți, ci însuși Iosua a spus că cine va îndrăzni ca să ridice din nou aceste ziduri și să construiască această cetate, va fi blestemat. Deci va pierde pe întâiul născut și pe cel mai tânăr fiu al său. Și astfel, în întâi regine se spune că cine va îndrăznit să încalce cuvântul spus de către Iosua. Și într-adevăr s-a împlinit blestemul. Deci el a pierdut pe întâiul născut și pe cel mai tânăr fiu al său și exact așa cum a spus, când se vor pune temelia, va muri primul născut și când se vor pune porțile, va muri cel mai tânăr. Și exact s-a împlinit cuvântul Domnului. De ce a pronunțat Dumnezeu o astfel de sentință asupra Ierihonului? Într-adevăr, cum spune nota, aceste porunci păreau foarte ridicule, contrar dragostei lui Dumnezeu. Dar s-au întâmplat aceste lucruri din cauza că acest popor atât de josnic au căzut în păcat, atât de făceau fapte urâte și urăciuni între ei, încât Dumnezeu nu mai putea suporta aceste nelegiuiri. Dar Domnul vrea ca acest popor al său pe care îl dăduse în țara făgăduită să fie un popor al său, ales, care să nu se contamine cu ceva păcătos, cu acele obicei rele, cu închinarea la alți Dumnezei. Să reflecte cât e posibil împărăția lui Dumnezeu. Și de ce era nevoie ca acești oameni să fie nimiciți? Pentru că ne spune că ei deja umplusă cupa cu vina lor. Deci lor le fusese dată mult timp pentru pocăință și ei neglijaseră acest lucru, ei nu mai era timp de har pentru ei. Și Domnul, cum am zis, vrea ca în Canaan să-i dezvolte pe poporul său că el să fie o lumină pentru toată lumea. Și apoi, lăsând acești oameni contaminați, foarte ușor erau să fie contaminați și întreg poporul Dumnezeu. De ce a fost dat spre nemicire? Da, aceasta nu învățăm doar ca istorie, ca să cunoaștem ce s-a petrecut atunci, dar orice istorie care este în Biblie este pentru învățătura noastră. Următoarea întrebare, care este învățătura care o putem noi primi de aici? Ce trebuie să învățăm din cucerirea Ierihonului? Într-adevăr, cine rămâne în păcat, așa cum n-au vrut să se pocăiască acești locuitori a Ierihonului, vor fi nimiciți, dar cine se încrede în cuvântul Dumnezeu va trece prin multe obstacole, așa cum au trecut și poporul Israel și au reușit învingători. E un lucru care ar trebui să înțelegem noi aici, este că să nu împunem la îndoială cuvântul Domnului. Pentru că Domnul a vorbit doar prin Iosuie de duse porunci. Și poporul mergea și asculta exact de cuvântul transmis lor de Iosua, pe care el auzise de la Dumnezeu. Și nu-l pusese la îndoială că nimeni nu a făcut așa, nici o cetate întărită n-a fost cucerită prin așa tactică de război. Deci ei au îndeplinit exact cuvântul Domnului transmis prin acest bărbat. Mulți putem zice că Domnul nu mi-a dat mie nicio instrucțiune. Totuși Domnul a dat instrucțiuni multor bărbați, la fel ca Iosua, pe care noi avem scris în cartea Biblie. Și trebuie să primim toate aceste instrucțiuni ca însuși venite de la Dumnezeu. Și să le credem pe cuvânt așa cum au crezut pe cuvânt copiii lui Israel. Căci doar atunci vom putea căpăta biruința. Nici de cum, gândindu-ne că Dumnezeu este dragoste și El nu va putea să nemicească atâția oameni, că
că dovada pe care o avem în această lecție este cu totul altul. Că dacă noi nu dorim să ne despărțim de păcat, nu dorim să ne mărturisim păcatul cum a făcut-o Rahav, ca să ne lepim într-adevăr de Domnul, ca să fim copii ai Lui, atunci ne așteaptă un sfârșit tragic. Dar dacă să-L credem pe Dumnezeu, atunci să-L credem pe cuvânt, în tot ce scris în Biblie, nu doar pe jumătate, că atunci nu ne folosește la nimic. Dumnezeu va aduce biruința copiilor Săi. Este făgăduința care putem vedea din această lecție, din această istorie cu Ierihonul. Da. Mulțumesc, Vadim, și să ne ajute Dumnezeu ca noi să luăm o lecție pentru noi personal, că Dumnezeu este Cel care, de fapt, a biruit deja. Biruința este câștigată, noi doar trebuie să mergem și să luăm cupa de biruitor. Prin credință. Prin credință, sigur, prin credință. Aceasta a fost lecția numărul 4. Noi dorim ca dumneavoastră mai mult și mai mult, mai activ și mai activ să priviți la ceea ce înregistrăm noi aici și să studiați mai mult și dumneavoastră personal, patriarhi și profeți care descrie aceste istorii însuși Biblia și astfel să Îl cunoaște mai mult pe Dumnezeul nostru, cât de bun și cât de multă dragoste are față de fiecare dintre noi. Acum vă spunem la revedere, vă așteptăm la următorul studiu.